Relatăm ce a scris Gheorghe Ignat pe pagina personală de Facebook. Încă un coleg voluntar decedat, singura vină a fost aceea că nu a putut să stea indiferent față de suferința civililor afectați de război. Se ducea să ducă pâine în câteva sate recent eliberate, a fost și ultimului drum. Am un respect imens pentru acest gen de oameni, totuși respectul meu nu îi va aduce înapoi. E trist, mă rog ca Dumnezeu să mângâie familia acestui bărbat. Prin harul nespus de Marea lui Dumnezeu, 60 de copii și mai mulți îngrijitori sunt astăzi la noi în Bucovina, într-un loc cald, ferit de bombe, cel puțin pentru moment, unde vor sta o perioadă. Cât de lungă? Numai Dumnezeu știe. Cert este că, întrebându-i pe cei pe care reușim să-i evacuăm, cum se simt în România după primele zile, răspunsurile sunt cam aceleași de fiecare dată. Mulțumim lui Dumnezeu că putem dormi, că ne putem odihni. În tot ceea ce facem, nu suntem motivați politic sau în alt fel decât de îndemnul Domnului Isus de a fi mai buni samariteni, de a ajuta pe cei greu încercați. Nu am pretenția să fim înțeleși de toți, cum nu toți înțeleg că Fight for Freedom este implicată atât în Ucraina cât și în România, în foarte multe proiecte sociale, facem lucrurile ca înaintea lui Dumnezeu și asta contează pentru noi. Mulțumim partenerilor noștri pentru sprijin, mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, relatează Gheorghe Ignat pe pagina de Facebook. Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube Știrile Creștin Total și vă așteptăm și pe site-ul creștintotal.ro.